început să se dezghețe Mariah Carey și se tot dezgheață de până octombrie, nu? All I want for Christmas is you. Eu nu ne-am făcut vocalizele, că eu cântam bine, cântam foarte bine. Andreea Sărumâna, ne întâlnim a doua zi consecutiv. Ce n-am avut eu interviuri cu tine, acum am avut două în două zile. Bun. Adevăr că nici eu n-am avut cu tine. Asta e, să ne meargă bine până la urmă. Întrebările sunt tehnice. Vreau să te întreb, Sofia, dacă ai primit deja cadoul de Crăciun sau dacă l-aștepți? Nu încă, dar mi-am făcut lista de Crăciun cu fratii meu ieri. Da. Și am cerut niște Adidas pe care îi voiam de mult. Am mai cerut. Păi de la o fight cu etichete? Eu o iam. Da, 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 pot să înțeleg. Off-court 3.0. Și am mai cerut și un parfum. Frumos. Pentru că l-am mirosit acum câteva zile, mi s-a părut incredibil. Și tati, când a văzut ce vreau de Crăciun, era șocat, dar după a văzut ce vrea fratii meu și a zis că e ok. Vrea PS5? Băi, nu chiar, nu încă, n-a ajuns. N-a ajuns la vârsta aia încă. Da. Doar că vrea niște mașini de nu știu de care, care prin nu știu cât la oră, cu nu știu amortizoare, cu... Are niște pretenții la mașini, la jucării și vrea niște marcăre de vreo 600-800 de lei, marcăre. N-am avut pretențiile astea. Da. Zău, eu nu știu, s-a întâmplat ceva după pandemie? Între timp. Între s-au lovit la cap. Da. Eu nu știu ce o să fac. Sinceră să fiu, moșul ăsta, nu știu cum o să ajungă în toate locurile pentru toate aceste cadouri. Dar nu mai bine faceți voi cu moșul. Cum ar veni? Să mergeți cu moșul. Fii atentă, și eu am un frate acasă și știu că de obicei există posesivitate și gelozie. La tine și la Noa s-a întâmplat asta vreodată? Clar. Avem niște momente în care amândoi suntem geloși unul pe altul, mai mult pentru atenție, adică... Opa! Da! Adică, dacă, de exemplu, el primește mai multă atenție decât mine de la părinți, mă supăr și așa și invers. Mama e destul de... Echidistantă. Da, 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 da. Acord în mod egal. Dar tatăl este... Da, el l-a făcut, el l-a născut, el l-a purtat în pântec, el și atât. Eu nu exist. E o sensibilitate cumva la bărbați, la tați cu băieții, că e normal. Și știam că fetițele scutații. Nu există, păi ieși cu el afară, vă jucați fotbal, vă uitați la Formula 1, faceți chestii de băieți, practic. Dar așteaptă-te, Andreea, că o să vrea și PS5, adică la anul cel mai probabil să vrea PS5. Apare Pro-U, deci o să fie vreo 4.000 de lei, pregătește-te, înarmează-te că trebuie. Bun, eu zic ca să știi la ce te aștept. Cam trebuie să muncească pentru ele. Să facă diverse lucruri. Opa! Ce, au task-urile? Dai task-uri pentru asta? Păi da. Nu? Okay. Trebuie. Must. Este un must have. Așa. Pe mine în vară m-a pus să muncesc și mi-a zis, uite mamă, să vezi și tu cum se câștigă banii. Și într-adevăr a fost greuț, dar... Ai gestionat-o. Da, bine, dar am învățat o chestie, că acum nu mai am atâtea pretenții. Dar n-am cerut multe decât și am cerut Adidas și parfum. Fratii meu are o listă, uite așa, atâta. Mamă, să ai un lucru care să fie cam scump. Hai că Adidas și nu stă așa scump. Are 5-6, dar tu ai... 5-6 ale lui ajung la suma mea. Da, păi Adidas și azi vreo 2200, ca așa, și cu parfumul, că nu știm cât e. Parfumul e cât... 800. Băi, deci cum am făcut? Vezi, generația asta este mai mult generația lor decât generația asta. Nu-i nimic, că la vară scoate pârlele alea. La muncă, domne. Da? Gata. Da, la muncă, nu l-am întins mâna. Da, ultima întrebare. Cam ăsta, pe proverbul ăsta, da, o ținem așa. E mai bine. Să nu fie răsfățați cum ar veni. Absolut. Nu. Noi nu am fost răsfățați, nici ei nu trebuie să fie răsfățați, ei trebuie să trăiască în realitate. Să fie ancorați în realitate. Nu, ea nu este, nu, chiar nu e răsfățată. Nu, n-a cerut de-a lungul timpului lucruri multe. Anul trecut a plâns pentru o pereche de Adidas și eram în Londra. Și a plâns mult de tot. Dar i-am zis că este un magazin care nu pare că ar fi lucruri originale și atunci nu vreau să iau. Mamă, ce a început să bocească. Nu, că nu vrei. Și i-a primit până la urmă? Până la urmă, da, i-a primit, dar i-a spus, lasă-mă ajung acasă, ți-i comand eu de unde știu, ca să fie aceea Adidas de care, pe care vrei tu să-i porți. Nu, așa, orice. Așa luăm Made in China, de ducem în... Și rămâne cu talpa în mână. Da.
Da? Deci, nu, chiar nu este un copil pretențios, nu a cerut lucruri, eu îi dau, să zic, sau eu îi arăt anumite, mă rog, branduri, însă nu este, ea chiar nu e pretențioasă și nu este ca alți copii care să spun că vin din familii care, provin din familii care au. Nu, este un copil normal și așa vreau să fie, să rămână. Întrebarea mea însă este în momentul în care, că acum are 14 ani, mulți înainte, Doamne ajută să fie într-un ceas bun, în momentul în care se va face un pic mai mare peste 2-3 ani, adică, și o să apară în viața ta, nu-i așa, poate și câte un băiat care îți va face curte, normal, ești o fată frumoasă, ești o fată cochetă și atunci se va întâmpla să apară și băiatul acela. Ce va face mama, dar mai ales ce va face tatăl? Cum percepi această situație, ce se va întâmpla? Deja s-a întâmplat această situație. Și cum s-a soluționat? Când a venit la mine de ziua mea, tata se panicase, era foarte speriat, era, nu știa ce să facă, era, se urca pe pereți, mai avea puțin și deci nu știa ce să facă, efectiv. Era atât de panicat, patrula prin casă, nu știu, deci era, m-am șocat. I-am zis să stea calm, calm, zen, e ok. Nu se întâmplă nimic. Da, pe bune. Noi am vrut să cunoaștem. Noi am vrut să-l cunoaștem, dar am vrut să știm cine este și să știm cu cine se plimbă Sofia. Normal. Și noi ne-am cunoscut tot pe la vârsta asta și am rămas împreună. Mulțumită? Ai fost mulțumită? Am fost foarte mulțumită, sunt mulțumită. Și de ei, da, sunt mulțumită. Sunt niște copii cu minți la locul lor. El are mai mare grijă de ea, o împinge de la spate, nu face aia, nu face aia, are grijă mare de ea, e gelos și îmi place, deci îmi place de ei maxim, este foarte funny, să știi. Iar eu am încercat să-l țin pe Lucian cu picioarele pe pământ, să stea liniștit. Normal. Nu, asta atunci când l-a cunoscut, după aceea n-are nicio treabă, nu. Atâta timp cât știm de ei și știm unde sunt, ce fac, cu cine, cred că este cel mai important lucru. Copiii trebuie să fie în siguranță, știi? Și când sunt împreună, sunt și mai în siguranță. Deja știm părinții, deja vorbim noi mamele. Da, este foarte frumos. Da, e levelul ăla frumos, știi? Ca să nu eu, mă întreabă, aoleu, nu poți să repar asta, nu-l mai chem și tu să vină în coace, că până la urmă, adică tata e cel care îmi zice, îi invită la noi, cheamă la noi, hai să stăm cu el. Este normal, pentru că noi am trecut prin asta, la vârsta asta, bine, cu un an jumate diferență, deci acum totul se întâmplă mai repede. Exact, da. Exact. Da, 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 da. Absolut tot se întâmplă mult mai rapid și noi suntem foarte normali, suntem niște oameni normali, gândim în normalitate, suntem ancorați în realitate, acum doar nu o să ne certăm copilul că a cunoscut un băiat la școală de care îi place. S-a îndrăgostit și îi place, e sufletul. Super, exact. Ne aducem aminte de cum eram noi, cum alergam pe holuri să ne pupăm, să ne ascundeam de profesori, adică mi se pare și eu nu vreau să se ascundă. Noi ne ascundeam de părinți, noi nu vrem să se ascundă de noi. E transparență. Da, absolut, ne vrem să știm, să fie ok, să fie fericiți, împliniți, până la urmă noi trebuie să-i sprijinim cu totul. Cum ar fi să fie o mamă nebună, dereglată, tu-ți dai seama. Am și față. Nu. Mulțumim foarte mult, să aveți sărbători fabuloase, un 2024 extraordinar. Mi-a făcut plăcere, Sofia. Ne vedem la anul la gala El, cum ar veni. Adică, nu? Vedem mai înainte. Lasă-mă, să avem treabă, să fie de muncă. Mulțumim frumos. Peste 5 ani. Da, hai, ne-a ajuns, să rămână.